Au trecut mai bine de 3 ani de la trecerea în neființă a celui care a condus Biblioteca Județeană Ion Minulescu timp de 2 decenii. În ciuda timpului scurs de la dispariția sa, Paul Matiu a rămas viu în memoria celor care l-au cunoscut. M-am întâlnit cu soția fostului director, Paul Matiu, într-o zi și mi-a spus așa: domnul Sârghe, parcă l-au uitat toți pe Paul Matiu. Nu l-au uitat, doamnă. Uite, haideți să punem la cale o comemorare, un moment in memoriam, și vedeți că lumea o să vină. Nu l-a uitat. Și așa s-a născut ideea asta. Paul Matiu a reușit, prin inițiativele avute, să-și pună puternic amprenta pe una dintre cele mai importante instituții de cultură din Olt. El a fost deschizător de drumuri în privința rolului pe care trebuie să-l aibă o bibliotecă județeană. O atenție deosebită a acordat funcției de îndrumare și control a bibliotecii în teritoriu, prin faptul că a asigurat asistență metodologică pentru bibliotecile comunale. Am fost deschizător de drumuri în Republica Moldova în 93, când erau condiții destul de grele. Valoarea profesională a fostului director al Bibliotecii Județene, Ion Minulescu, a fost dublată de cea umană. Acest lucru a făcut ca oamenii importanți ai culturii oltene să-și amintească cu drag de Paul Matiu. La multe manifestări culturale am colaborat împreună. Un om cu care mă consultam pe probleme de cultură, un om care știa să redea tuturor tinerilor problemele culturale așa cum le cunoștea dânsul. Paul Matiu avea o personalitate complexă, multiplă. A fost în tinerețe format o formație muzicală, a fost sportiv, a fost profesor. De Paul Matiu, omul de o calitate umană cu totul aparte. El era o excepțională ilustrare a zicale: cultura este ceea ce îți rămâne după ce ai uitat totul. Paul Matiu a decedat pe 9 iunie 2014, la aproape 63 de ani, în urma unui infarct. Doctor în arheologie, el a fost decorat în 2004 de președinție cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, în semn de prețuire și de recunoaștere pentru munca și dedicația sa în slujba actului cultural. Matiu a condus Biblioteca Județeană Olt în intervalul 1994-2014.